Bună seara tuturor, dragii mei, pacea Domnului și bine ne-am întâlnit din nou și în seara aceasta vă spun un bun venit la Străjerul și mă bucur că putem să fim din nou împreună. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru minunata ocazie pe care ne pune la dispoziție, pentru binecuvântările sale minunate, pentru că pentru aceste timpuri, dragii mei, timpul acesta de libertate pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție, pacea aceasta care încă mai zăbovește asupra noastră, este un timp de trezire, este un timp de redeșteptare, este un timp de pregătire în vederea ceea ce să vină. Problema este că cei care nu vor astăzi să se trezească și nu vor astăzi ca să ia în considerare ceea ce Dumnezeu cere de la noi, se vor trezi, dar se vor trezi pe târziu. Cineva spunea în dimineața aceasta, ascultam și spunea, un om care credem noi că nu are nimic de a face, este un om ortodox și credem că ei nu au de a face cu Dumnezeu, doar noi avem de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu are copii săi în toate locurile. Și spune așa, cei care nu se trezesc astăzi se vor trezi mâine, dar prea târziu. Și trezirea lor va fi doar să se lovească cu capul de pereți. Dragul meu, dacă astăzi nu te trezești pentru hotărâre, pentru pregătire, pentru a te consacra lui Dumnezeu, astăzi mă gândeam așa că de ceva timp am luat o hotărâre să mă verific zi de zi și să fiu foarte atent în vederea viețuirii cu Dumnezeu și astăzi mă gândeam, oare am greșit cu ceva înaintea lui Dumnezeu? Câteodată stau și trece o perioadă destul de bună și zic, ce mă bucur că n-am greșit cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Și mă bucur așa de fiecare dată și m-aș bucura ca viața mea zi de zi să fie în așa fel încât să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, să nu greșesc cu nimic înaintea lui Dumnezeu, să vin înaintea lui Dumnezeu doar să-i mulțumesc pentru tot ceea ce face, nu toată ziua să merg înaintea lui Dumnezeu, Doamne iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă și eu în continuare merg și fac aceleași lucruri și iar păcătuiesc. Nu. Bucuria cea mai mare este când nu am un motiv de păcătuire înaintea lui Dumnezeu. Singurul motiv care mi-aduce bucurie este acela că să-i mulțumesc lui Dumnezeu și laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru felul acesta ar trebui să ne pregătim noi astăzi. Acum, în ceasul acesta, Dumnezeu ne cheamă, dragii mei. Lumea se pregătește pentru lucruri mărețe. Dacă vă aduceți aminte, prin luna lui iunie, lui Iulie v-am anunțat, zic, aveți grijă, s-a anunțat sără că pandemia aceasta va începe din nou pe la sfârșitul lui iulie, august, septembrie, că va începe din nou, n-au început. Dar problema este că ceea ce se vede, ceea ce se aude, ceea ce se preconizează la orizont, n-au mai adus acest lucru, dar se pregătesc pentru lucruri mărețe. Pentru lucruri care pe mulți dintre noi ne vor lua prin surprindere, pentru lucruri care pe mulți dintre noi ne va împietri față de Dumnezeu și nu ne va aduce o apropiere mai mare de Dumnezeu, nici pacea lui Dumnezeu, nici liniștea lui Dumnezeu, absolut nimic, dragii mei. De aceea trebuie să avem grijă astăzi. Astăzi, cât încă Dumnezeu mai zăbovește, cât încă ne mai cercetează, cât încă Duhul Său este prezent pe pământ și totul se vede că zi de zi începe să se retragă și în momentul ce Duhul lui Dumnezeu se retrage, toate aceste spații și aceste teritorii le ocupă Satana. Deci, dragii mei, retragerea Duhului Sfânt se face de la un timp de vreme cu repeziciune și Satana ocupă teritorii cu repeziciune. În momentul când toate aceste lucruri vor fi ocupate în totalitate de Satana, vor izbucni lucruri și necazuri atât de mari, încât oamenii vor face doar ce li se ordonă, care sunt sub stăpânirea lui,
și nu vor mai putea să iese din hotărârile pe care le ia Satana pentru ei. Nu vor mai fi capabili să ia ei hotărâri și decizii proprii, fiindcă libertatea aceasta de hotărâre și de decizie pe care ți-o dă Dumnezeu astăzi, ți-o dă datorită lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, fiindcă prin Domnul Iisus care a murit pentru noi se acordă har, prin Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi oamenii în continuare și lucrează la inima noastră, încă Satana nu are acces de control asupra noastră. Noi avem liberă alegere, dar în momentul când Duhul lui Dumnezeu nu mai este, în momentul acela Satana va avea stăpânire, fiindcă Duhul Sfânt îi va sigila pe lui Dumnezeu și ceilalți vor rămâne. Vei vede că ceea ce este nu este bine, dar nu vei putea să iei nicio decizie de amploare înaintea lui Dumnezeu. Gândește-te bine, dragul meu, astăzi. Astăzi este momentul să te gândești. Fiindcă vine ziua de mâine când nu vei mai putea să faci nimic. Vine ziua de mâine când nu vei mai putea să-ți aduci la îndeplinire nicio hotărâre după voia ta, ci doar după voia stăpânului căruia te predai astăzi. Vom vedea în seara aceasta lucrurile pe care Dumnezeu le urăște, lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu, lucrurile care îl necinstesc pe Dumnezeu. Unii dintre noi poate vom face aluzii mari la lucruri mărețe pentru dezonorarea și necinstirea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi putem să zicem, dar nu are de a face una cu alta, dar lucrul ăla nu e o problemă sau nu are importanță mare. Unele dintre ele sunt amintite că vede dumneavoastră ani și ani de zile să predici cuvântul Dumnezeu, de fiecare dată unele dintre ele le mai repetăm, fiindcă de multe ori chiar dacă le știm, le-am uitat, chiar dacă le știm, ne interesează, chiar dacă le știm, nu le dăm importanță, n-au nicio valoare pentru noi. Și atâta timp cât ele se mai și repetă câteodată, Dumnezeu înseamnă că mai are încă ceva de corectat. Poate astăzi pentru mine nu, dar poate pentru tine. Poate mâine pentru tine nu, dar poate pentru mine. Și de fiecare dată Dumnezeu va atinge din nou și din nou inimile noastre. Într-o zi pe a mea, într-o zi pe a ta, într-o zi pe a noastră tuturor, ca să ne facă să ne întoarcem la El. Haideți, dragii mei, în seara aceasta să ne rugăm. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru revărsarea Duhului Sfânt, pentru înțelepciune și putere, pentru a rezista, pentru lista noastră de rugăciune. Mă voi pleca pe genunchi pentru cuvântul din seara aceasta. Eu mă plec pe genunchi, vă rog să mă soțiți în rugăciune pentru a ne închina Dumnezeului nostru și a cere prezența Duhului Său cel Sfânt peste noi. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioare Tale în seara aceasta să-ți mulțumim pentru că Tu ești bun cu noi, pentru că viața noastră este scumpă înaintea Ta, pentru că ne-ai purtat de grijă, ne-ai călăuzit, ne-ai ferit de orice rău, ne-ai dat izbândă, spor în lucrurile noastre și în tot ceea ce am făcut. Îți mulțumim, Tată, din ceruri pentru iubirea care ai față de noi, pentru Domnul Iisus care și-a dat viața pentru noi, pentru Duhul Tău cel Sfânt care de fiecare dată ne ocrotește și te rugăm să-L lași peste noi în seara aceasta, să ne dea înțelepciune și putere, să înțelegem cuvântul Tău. Ajută-ne să luăm hotărâri curate pentru pregătirea noastră și pentru viața și mântuirea noastră și pentru lauda și onoarea numelui Tău. Te rugăm pentru lista de rugăciune, este nevoie de intervenția Ta. Cercetează sufletele acestea, mișcă-le inima, nu le lăsa să stea departe de tine, rezolvă probleme și nevoile lor, atinge-te de ei și fă ca cu toții să simtă mâna ta, atingerea ta, prezența ta și probleme și nevoile să le rezolvă după voia ta. În numele Domnului să-ți amintim acestea. Amen. Dragul meu ascultător, slăvit să fie Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Vreau să vă reamintesc că în seara aceasta proiectul pe care îl avem pentru tipărirea acestor cărți, pentru misiune, Calea către Hristos, evenimentele finale, criza și cărți de sănătate care costă un leu bucata. Vreau să-i mulțumesc Dumnezeu și le mulțumesc și acelora care în săptămâna aceasta și-a pus deoparte ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Merge încetul cu încetul, dai mulțumim Dumnezeu pentru ele, m-aș bucura dacă
ne-am implicat mai mult și cu toți în lucrarea Dumnezeu pentru ca să tipărim aceste cărți. Aveți, dragii mei, numărul meu de telefon care circulă aici pe ecran de la dreapta către stânga, mă puteți contacta, haideți să ne implicăm în lucrarea Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu, cereți-i lui Dumnezeu, faceți ca Dumnezeu să vă pună pe inimă pentru a putea să facem ceea ce este corect și bine pentru zilele acestea. Timpul se scurge atât de repede, revenirea Domnului se apropie, pe zi ce trece și lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Dumnezeu spune că ca să putem să fim mântuiți trebuie să avem pe inimă salvarea de suflete pentru ca Dumnezeu să-și împlinească planul și bucuria lui Dumnezeu este cea mai mare când o creatură sau un copil al său se întoarce la el și nu merge la pierzare. Dumnezeu spune că ne va considera vinovați pe noi pentru ocaziile care le-am avut să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu și n-am făcut-o. Să ne ierte Domnul de neglijența noastră, să ne ierte Domnul de indiferența noastră, să ne ierte Domnul de multe lucruri pe care noi nu le luăm în considerare, pe care noi nu le apreciem, pe care nu le dăm nicio valoare în zilele acestea importante, dragii mei. Haideți în seara aceasta să deschidem Sfintele Scripturi. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu cu privire la dezonorarea Lui. Să vedem care este durerea Lui Dumnezeu pentru timpurile acestea. Să știți că, până la urmă, durerea Lui Dumnezeu nu este neapărat că L-am dezonorat, că noi știrbim absolut din nimic Lui Dumnezeu prin ceea ce facem noi. Deci nu știrbim lui Dumnezeu absolut nimic. Nu-i luăm nici din măreție, nu-i luăm nici din glorie. Are cine să-L glorifice pe Dumnezeu. Are cine să-L mărească. Are cine să se închine. Are cine să-I slujească. Are cine să facă orice zice Dumnezeu. Durerea cea mai mare a lui Dumnezeu este când una din creaturile sale, căreia Dumnezeu îi dă valoare, pur și simplu nu îi interesează nici de viața lui Dumnezeu, nici de atitudinea și părerea lui Dumnezeu, nici de durerea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are o durere mare. Dumnezeu nu este ca noi, dragii mei. Noi oamenii știți cum suntem. Pur și simplu, astăzi te doare, mâine nu te doare. Azi în cot, mâine în pantof. Pur și simplu, n-ai nimica. Azi iubim, mâine urâm. Azi binecuvântăm, mâine blestemăm. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu iubește în orice situație și în orice moment. Doar că nu lasă nedreptatea să calce în picioare adevărul sau nu lasă nepedepsită nedreptatea atunci când este împotriva adevărului. Și Dumnezeu zice că El le face cu dreptate chiar dacă iubește. Și judecata, și pedeapsa, și moartea a doua, și orice pedeapsă care a venit pe pământul acesta a fost datorită unei judecăți drepte și cinstite din partea lui Dumnezeu, datorită unui lucru care nu vrea să îi se supună lui Dumnezeu și aduce mai multă pagubă decât lucru bun sau roadă pentru Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să deschidem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu la Exodul 13 cu 16. Vom vedea în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu și apoi vom intra în prezentarea noastră din seara aceasta. Și spune așa, să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna Lui Atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Ne-a scos Domnul din păcat, ne-a scos Domnul din groapa morții, din locuința morților pe fiecare dintre noi. Deci, dragii mei, este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu dacă nu ți-aduce aminte. Este o dezonoare pentru Dumnezeu fiindcă ești indiferent de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și Domnul spune în Numeri 15 cu 39, când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la ei și să vă aduceți aminte de toate poruncile ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri ca să vă lăsați târâți la curvie.
Deci poporul Israel avea un ciucure care era legat ca să-și aducă aminte. Dumnezeu zice că să ne facem un semn ca să ne aducem aminte de fiecare dată de poruncile lui Dumnezeu. Și nu numai să ne aducem aminte de ele, să le și împlinim. Și nu numai să le împlinim, să și le urmăm, ca să nu urmăm poftele noastre, să nu urmăm poftele inimilor noastre, poftele ochilor noștri, să nu ne lăsăm târâți la curvie, la păcate grele, la închinare falsă, la idolatrie. Dumnezeu ne cheamă în felul acesta. Deuteronom 4 cu 15 la 19 spune: fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea mintei asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați să vă faceți un chip ce opriți sau vreo înfățișare a vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunui păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se trăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna, stelele, toată uștirea cerurilor, să fii târât, să te închini înaintea lor, să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Deci dacă nu ți-aduce aminte, dacă nu ești cu ochii ațintiți, dacă nu ai toate aceste lucruri la îndemână, Dumnezeu spune că este un păcat, este o dezonoare. De aceea de multe ori oamenii punem mai presus oameni decât Dumnezeu, luăm învățătură mai bine de la oameni decât la Dumnezeu și toate aceste lucruri, zice Dumnezeu, nu. El nu ți-a arătat niciun chip, tu n-ai văzut nimic. Nici o înfățișare, nici un chip uman, nici un chip al femeii, al bărbatului, al animalelor, al dobitoacelor, al păsărilor, al peștilor, nici soarele, nici luna n-ai văzut acolo și Dumnezeu ți-a făcut vorbit dintr-un foc și tu trebuie să te închini Dumnezeului acestuia. Dumnezeu spune că noi trebuie să veghem culoarea minte, să veghem culoarea minte asupra sufletelor noastre ca să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru. Deci Dumnezeu spune, dragii mei, în Ieremia 9 cu 30, că El ne-a îngăduit astfel mulți ani. El ne-a dat înștiințări prin Duhul Său, prin proroci și tot nu a luat aminte niciodată. Deci noi trebuie să ne aducem aminte de zile de odinioară. Noi trebuie să ne gândim la toate lucrările lui Dumnezeu. Noi trebuie să cugetăm la lucrarea mâinilor sale. Noi trebuie să ne plecăm în aceste timpuri urechea și trebuie să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim cu luarea minte și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cine dintre noi este dispus astăzi însăși ca să-și plece urechea la aceste lucruri, spune Dumnezeu? Cine vrea dintre noi să ia aminte și să ascultăm pe viitor de ceea ce spune Dumnezeu? Dragul meu, noi trebuie să luăm aminte și să venim la Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm și sufletul nostru. Adică noi vom trăi, căci Dumnezeu vrea să încheie un legământ veșnic cu noi, ca să întărească îndurările Lui față de noi în aceste timpuri. Dezonoarea lui Dumnezeu, dragii mei, se face de multe ori că noi oamenii nu vrem să luăm aminte. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în timpurile acestea ale sfârșitului, oamenii au ore de dezmăț din timpul nopții. În acest veac de desfrâu care conduce la ruina oamenilor, dar mai ales la ruina creștinilor. Creștinii, dragii mei, ei pretind că slujesc pe Dumnezeu, dar au ore de dezmăț, ore de muzică străină, ore de muzică păgână, ore de slujire la alt stăpân și în felul acesta unii petrec noaptea până târziu, pentru Dumnezeu este o dezonoare. Și prin lucrul acesta, noi, care nu-i aduce onoare lui Dumnezeu, Satana triumfă. Iar Dumnezeu de fiecare dată este dezonorat atunci când bărbați și femei se dezonorează pe ei înșiși. Astăzi stăteam de vorbă cu un viceprimar și la un moment dat zice: domnul Liviu, vreau să mergeți cu mine să vă arăt niște lucruri care nu pot să le vorbesc în direct și nu-i treaba
în primul rând, nu e nici treaba mea, dar m-a impresionat anumite lucruri. Și omul acesta spunea că în timpurile acestea oamenii s-au uitat așa peste societatea aceasta și dintr-o dată, parcă cu o mână s-a încenunchiat toată populația și la un moment dat s-a oprit totul și s-a tras cu o mână în țânga și în dreapta și s-a tras cortina și parcă n-a fost nimica. Pe oameni nu interesează ziua de mâine, pe oameni nu interesează viața lor, pe oameni nu interesează Dumnezeu, pe oameni nu interesează nimic despre sufletul lor, absolut nimic. Pe oameni interesează pentru puțina libertate care o au să mănânce cât mai mult, să se distreze cel mai mult, să alerge cât mai mult unii la mare, la soare, să aibă ore de dezmăț până nopțile târzii. Lasă să ne distrăm acum, că cine știe, iar ne închid. Lasă că să facem lucrurile acestea, că cine știe, nu știu cum, și satana triumfă. Iar Dumnezeu este dezonorat atunci când bărbați și femei se dezonorează pe ei înșiși. Adevărata onoare este sacrificată în timpurile acestea, dragii mei, sub vraja pasiunilor oarbe care i-a orbit pe toți. Și se întâmplă de multe ori că această vrajă a pasiunilor oarbe afectează căsătoria unor asemenea persoane, persoanele ce nu pot primi aprobarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dezonorat, îi se aduce dezonoare prin căsătorie. Nu contează că ai copii, îți lași copiii și pleci. Nu contează că ai soție cu minte, te interesează altceva ce îți place și nu ceea ce este bine. Ai soț și invers, lucrurile se schimbă în timpurile acestea sub vraja pasiunilor oarbe. Înainte de a-ș mări familia unii dintre bărbați și femei în timpurile acestea, bărbatul și femeia ar trebui să aibă în vedere nașterea de copii, în ce măsură va fi onorat Dumnezeu sau dezonorat dacă vor mai aduce copii pe lume. Pe ei nu interesează în zilele acestea dacă îi aduce onoare sau dezonoare lui Dumnezeu. Pe ei interesează în zilele acestea, fac copii pentru ajutoare, fac copii pentru alocație, fac copii pentru pensie alimentară, fac copii ca să mă țină la bătrânețe, fac copii, eu te-am făcut, eu te omor. Dumnezeu este dezonorat. Auzi de multe ori oameni care au 5 copii, 10 copii, 7 copii. I-a auzit de multe ori că spune, dom'le, ajutați-mă, n-am ce mânca, n-am cu ce să fac focul, n-am, dragul meu, nu-i voia lui Dumnezeu, nu, eu nu vorbesc să merg să fac avort, eu nu vă spun să omor, să încalci legile lui Dumnezeu. Și iubirea aceasta și dragostea aceasta și făcutul de copii are limita, are timpul lui, are vremea lui. Nu suntem oameni fără conștiință, nu suntem oameni, ne mulțim ca proștii, ne mulțim fără nimica, fără niciun rod pentru Dumnezeu, fără nicio onoare pentru Dumnezeu, fără a primi aprobarea lui Dumnezeu. Ne mulțim doar ca să ne mulțim. Mă mulțesc să am moștenitori, unul vrea bărbat, unul vrea fată, mă mulțesc pentru pensie, pentru alocație, pentru ajutor, pentru nu știu ce, dar nu ne înmulțim pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că în generația aceasta stricată, copiii ajung de ruină, de bajocură, de rușine, la droguri, la prostituție, la mizerie, la crime, la tot felul de lucruri. Și înainte de a-și mări familia, bărbatul și femeia ar trebui să aibă în vedere în ce măsură Dumnezeu va fi onorat sau dezonorat. Dacă este nevoie să mai aducă pe lume sau nu copii. Pe ei nu interesează că copilul nu are ce mânca, pe ei nu interesează că copilul nu are ce îmbrăca. Pe el nu-l interesează că copilul nu are căldură și trăiește în frig, în mizerie și așa mai departe. Ei ar trebui în aceste timpuri să caute slava lui Dumnezeu prin unirea lor din primul și până în ultimul al vieții, an de căsătoria lor. Este o dezonoare la alesa lui Dumnezeu prin aceasta. Creștinismul în timpul acestea are o putere atât de mică în lumea aceasta pentru că oamenii se fălesc.
cu numele lui Dumnezeu. Ei se fălesc că sunt copiii lui Dumnezeu. Ei se fălesc, fiecare biserică, dacă o întreb în parte, ea este biserica lui Hristos, ea este rămășița, este poporul Dumnezeu. Dar viața lor îi tăgăduiește caracterul Domnului Iisus Hristos, îi tăgăduiește viața Domnului Iisus Hristos, fiindcă numele lui Dumnezeu este dezonorat din această cauză. Creștinismul a ajuns fără valoare, creștinismul a ajuns fără putere, creștinismul nu mai are autenticitate, creștinismul nu mai are prioritate, absolut nimic. Orice lucru are prioritate, dar lucrarea aceasta de onorare a lui Dumnezeu nu mai este. Noi trebuie să reprezentăm, dragii mei, pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Noi trebuie să prezentăm înaintea lui Dumnezeu pe oameni, dar mai înainte de toate trebuie să prezentăm corpul nostru omenesc pe care Domnul Iisus Hristos l-a răscumpărat cu proprietatea sa și ca proprietatea sa. Și ce reprezentare neplăcută a Creatorului am ajuns noi oamenii în timpurile acestea. Din pricină că omul a păcătuit împotriva corpului, din pricina aceasta omul și-a stricat căile și Dumnezeu este dezonorat. Deci vedeți, noastră, dragii mei, Dumnezeu spune că este dezonorat prin toate aceste lucruri și vom vede până la final câte lucruri dezonorează pe Dumnezeu. De multe ori se întâmplă ca eșecul acesta de a urma principiile sănătoase a mânjit istoria poporului Dumnezeu. Eșecul de a urma principiile reformei sanitare, de a urma o alimentație sănătoasă, de a urma tot felul de lucruri, au mânjit și mânjesc istoria poporului Dumnezeu. În seara aceasta discutam înainte cu 5 minute de a intra în transmisie cu o familie despre problemele acestea de sănătate și soția lui s-a îmbolnăvit puțin și discutam noi ca copii ai lui Dumnezeu. Dacă am trăit în totalitate, după cum cere Dumnezeu, noi n-ar trebui să fim bolnavi de niciun fel, nici măcar de gripă, nici măcar de răcelile acestea. Dacă nu ne-am atinge de lucruri, de dulciuri, de zahăr, de tot felul de lucruri care grăbesc și scad imunitatea și aduc boala în viața noastră. A existat, dragii mei, și există o apostazie continuă, spune Dumnezeu, în ce privește reforma sănătății, ca rezultat. Dumnezeu este dezonorat printr-o mare lipsă de spiritualitate, fiindcă reforma sănătății ar trebui să aducă onoare lui Dumnezeu și ar aduce o spiritualitate inegalabilă cu toate celelalte lucrări spirituale care merg paralel cu poporul Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și în privința aceasta Dumnezeu condamnă dezonoarea care este adusă datorită apostaziei continuă cu privire la lucrurile acestea. Și spune că datorită acestui lucru au fost și sunt ridicate bariere care nu ar fi existat niciodată dacă poporul lui Dumnezeu ar fi umblat în lumina lui Dumnezeu. Dacă bărbații și femeile ar dori numai să-și aducă aminte cât de mult își chinuie sufletul când își chinuie stomacul și cât de profund este dezonorat Domnul Iisus Hristos când se face un abuz asupra stomacului. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Căutați în dietă și hrană la pagina 111, dietă și hrană pagina 33, dietă și hrană pagina 208. Să vedeți și dumneavoastră ce spune. Că toate aceste lucruri sunt dezonoare. Dom'le, dar n-are nimic de a face mâncarea cu Dumnezeu. Ba, este o dezonoare. Are de a face cu Dumnezeu. Are de a face cu mântuirea noastră. Ne este arătat că noi am dezonorat cauza lui Dumnezeu. Ne este arătat că noi am adus asupra cauzei lui Dumnezeu o pată care nu va fi ștearsă niciodată pe deplin. Este adevărat, dragii mei. Este adevărat că există o indignare. Există o îndreptățire. Chiar și pentru urmașii Domnului Iisus Hristos. Și urmașii Domnului Iisus Hristos, care sunt credincioși Dumnezeu în toate aceste principii, când ei văd că Dumnezeu este dezonorat, când ei văd că slujirea Lui este bajocorită, când ei îl văd pe cel nevinovat apăsat, sufletul lor este mișcat de o dreaptă indignare pe care mulți dintre noi nu mai avem. O asemenea mânie
născută dintr-o conștiință morală sensibilă nu este păcat. Noi de multe ori avem mânie, avem indignare contra adevărului Dumnezeu, contra adevărului pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziția lucrării Dumnezeu, a reformei, a transformării și a o viață trăită cu Dumnezeu. Unii care au fost cârmuitori drept, spune Dumnezeu, în toată această lucrare, plin de compasiune, care au fost cu frică de Dumnezeu, dacă n-au mai avut această conștiință morală sensibilă, ei au devenit tiranici, ei au devenit opresivi, ei care la consacrarea, care se rugau și care erau prezenți la consacrarea comunităților pentru poporul lui Dumnezeu, ca inimile lor să fie oferite fără rezervă Domnului, au devenit corupătorii lor, corupătorii bisericilor, comunităților, a membrilor. Acești conducători spune că s-au dezonorat pe ei înaintea lui Dumnezeu. După ce s-au dezonorat pe ei, l-au dezonorat tot poporul Dumnezeu și prin aceasta, încetul cu încetul, l-au dezonorat pe Dumnezeu. Poporul la care-i mândrie fuseseră ei sau sunt de multe ori, au început să-i urmeze pe ei și nu pe Dumnezeu și aceasta este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Apoi, după ce s-au înjosit unii pe alții, apoi după ce au căutat să înjosească și pe ceilalți și comunității întregi, au început, dragii mei, ca cu toții, să iubească parada. Paradele de tot felul, parade care nu sunt în armonie cu principiile cuvântului lui Dumnezeu, el este dezonorat de pregătirile noastre costisitoare și se întâmplă ca de multe ori noi să facem, să arătăm că tot ceea ce facem este doar o risipă strigătoare la cer. Fiindcă toate aceste parade fac adevărul să fie o mâncare prea gustoasă, dar nehrănitoare, nenălțătoare, fără pocăință, lipsă de smerenie. Fiindcă în toate aceste lucruri este înălțat omul, ci nu este înălțat Dumnezeu. Adevărul nu progresează și este înjosit și este împiedicat, este catalogat într-un fel sau altul și este ascuns în spatele multor lucruri. Fiindcă Dumnezeul cerurilor, ale cărui brațe mișcă pământul acesta, care ne dă viață mie și ție, care ne păstrează sănătatea, el este de multe ori onorat sau dezonorat prin aspectul exterior al nostru, al tuturor, care pretindem că slujim pe Dumnezeu pentru slava sa. Se întâmplă de multe ori ca Dumnezeu să fie dezonorat prin unele femei, care ele au ajuns să fie ispititoare, care ele vor face tot ce le va fi cu putință pentru ca să atragă atenția bărbaților asupra lor. În timpul acestea se vede foarte mult că femeilor le place lucrul acesta să-L dezonoreze pe Dumnezeu. Ele caută să câștige simpatia bărbaților, bărbații să câștige simpatia femeilor, să le câștige sentimentele, iar apoi îi vor determina să calce legea sfântă ale lui Dumnezeu. Aceia care își dezonorează gândurile, spune Dumnezeu, și simțămintele lor, după aceea ei le îndreaptă în diferite direcții care sunt interzise de Dumnezeu. Și în momentul când tu le-ai îndreptat în aceste direcții interzise de Dumnezeu, nu vei șovăi să-L dezonorezi pe Dumnezeu pe diferite feluri de idolatrie. Dumnezeu, dragii mei, te va lăsa în voia sentimentelor tale nelegiuite. Este necesar pentru aceste timpuri să veghezi, cu toții să veghem asupra gândurilor noastre, fiindcă gândurile noastre pot să-i aducă dezonoare lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem din cuvântul lui Dumnezeu un zid de apărare împrejurul nostru, a sufletului nostru, ca noi să fim atenți ca niciun gând, ca niciun cuvânt, ca nicio faptă să nu ne conducă la păcat și la dezonoarea lui Dumnezeu. Fiindcă de la un timp de vreme Dumnezeu și-a pregătit un popor și o biserică. O biserică pe pământul acesta să încredințeze comorile și valorile lui Dumnezeu pe care poporul să le promoveze mai departe. Dar se vede că biserica a dat greș
în mod regretabil în îndeplinirea așteptărilor răscumpărătorului Dumnezeu. Și totuși Domnul nu se leapădă de poporul său. De ce, dragii mei? Spune că Dumnezeu încă îl mai rabdă pe poporul său. Nu pentru că Dumnezeu a găsit ceva bun în el, ci pentru ca numele lui Dumnezeu să nu poată în continuare să fie dezonorat înaintea dușmanilor adevărului și ai niprihănirii. Pentru ca agenții satanici, dragii mei, să nu triumfe prin nimicirea poporului Dumnezeu. El le-a tolerat mult timp nestatornicia, necredința, neghiobia. Dumnezeu ne-a și pedepsit cu o surprinzătoare îndurare și compătimire care vine din partea lui Dumnezeu. Dar dacă noi vom lua aminte la învățăturile lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să îndepărteze înclinațiile perverse, să ne dea o mântuire veșnică, să facă din noi monumente eterne ale puterii Harului lui Dumnezeu. Dacă noi nu vom lua aminte, dacă noi nu vom fi pregătiți și curățiți de Dumnezeu prin îndepărtarea tuturor înclinațiilor noastre, Dumnezeu spune, dragul meu, ca în toate generațiile și toate timpurile istoriei Pământului acestuia, că Dumnezeu îi va folosi pe vrăjmașii săi ca instrumente pentru pedepsirea noastră, a tuturor care ne-am urmat propriile noastre căi primejdioase, prin care adevărul lui Dumnezeu a fost denaturat, a fost judecat greșit și dezonorat de noi oamenii. Fiindcă Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, deja este insultat, deja este respins, deja este ponegrit, este retras de pe pământul acesta încetul cu încetul. Căutați în cartea ultimilor, evenimentele ultimilor zile, la pagina 242, să vedeți ce spune cuvântul Dumnezeu, că Duhul Dumnezeu se retrage datorită insultării noastre, datorită respingerii noastre, datorită ponegririi noastre. Și în momentul când Duhul lui Dumnezeu se retrage, lucrarea nemiloasă a lui Satana este îndeplinită pe mare, pe uscat, în toate locurile, cu aceeași rapiditate cu care este retras Duhul lui Dumnezeu de pe pământul acesta. Vine foamete, vine strâmtorare. Auzeam zilele ăștia la radio, la televizor, pe internet mai citeam anunțe, știri, că televizor nu am. Și spunea, dragii mei, că se așteaptă la creșterea infracționalității, la creșterea multor lucruri groaznice pe pământul acesta datorită creșterii prețurilor, datorită economiei, crizei economice și alimentare, datorită lipsei de locuri de muncă, datorită restricțiilor care se vor pune. Și lucrarea nemiloasă lui Satana se îndeplinește cu rapiditate în felul în care este retras Duhul lui Dumnezeu de pe pământ. El care trimite astăzi slujitorul Evangheliei ca ambasador ai săi împuterniciți, el este dezonorat atunci când printre ascultători se dă pe față un atașament puternic față de un anume slujitor favorit, într-atât, dragul meu, încât nu vor să mai primească lucrarea unui altui slujitor. Domnul trimite ajutor poporului său, nu întotdeauna așa după cum dorim noi, după cum alegem noi, ci după cum avem trebuință. Dar noi nu vrem să primim după cum avem trebuință, și noi vrem după cum alegem, după cum ne place, după cum dorim. Căci noi oamenii avem o vedere mărginită și nu putem deosebi ce este spre cel mai mare bine al nostru și spre onoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dezonorat de multe ori în conversațiile din familie. Cât de multe familii nu se întâmplă de multe ori când se așează la mesele lor zilnice? Ele sunt condimentate cu îndoieli și cu critici. Ei discută caracterele prietenilor. Ei discută anumite lucruri și pun ca un desert delicat cafelii de tort calomnioase care sunt trecute de la unul la altul pentru a fi comentate nu numai de către adulți,
dar și pentru copiii lor și de către copiii lor. În acest fel, Dumnezeu este dezonorat. Și se întâmplă de multe ori ca aceste discuții din Consiliul Familiei să fie astfel calculate încât să lasă o influență înmirezmată de moarte asupra minții copiilor lor. Dar, dragul meu, amăgitorul cel mare, el caută și a căutat să-l facă pe poporul Dumnezeu să se depărteze de Dumnezeu și să-l aducă la necredință, să-l facă să piardă încrederea în Dumnezeu, să-l despartă de dragostea lui Dumnezeu și să calce legea lui Dumnezeu. În aceste timpuri, Satana arată către raportul vieții noastre. El arată la defectele noastre de caracter. El arată la lipsa de asemănare cu Domnul Hristos, cu Domnul nostru care a dezonorat pe răscumpărătorul lor, care îl dezonorăm pe răscumpărătorul nostru la toate păcatele pe care El ne-a ispitit să le săvârșim. Și din cauza aceasta, El pretinde că noi suntem supuși Lui. Dragii mei, noi suntem în totul conștienți de multe ori de păcătoșenia vieții noastre. De multe ori ne vedem slăbiciunile și nevrednicia noastră. Când noi privim la noi însuși, suntem aproape disperați în multe situații, fiindcă ispititorul stă lângă noi, fiindcă ispititorul este gata să ne pârască, după cum a stat și lângă Iosua, ca să îi se împotrivească, în același fel ni se împotrivește și nouă dacă nu ne vom pocăi. El arată că hainele noastre sunt murdare. El arată că caracterele noastre sunt defectuoase. El ne înfățișează slăbiciunile noastre, nebuniile noastre, lipsa noastră de recunoștință și neasemănarea noastră cu Dumnezeu, prin care noi oamenii îl dezonorăm pe Mântuitorul nostru pe zi ce trece. Satana se străduiește să înspăimânte sufletele noastre, gândul nostru, starea noastră, care ar fi lipsită de orice speranță și că păcatele și murdăriile noastre nu vor putea să fie spălate niciodată. Satana nădăjduiește în orice moment și în orice situație să ne distrugă credința, să ne facă să cedăm ispitelor sale, să ne facă să ne abatem de la ascultarea de Dumnezeu și să primim semnul fierii care este gata să vină în curând. Mari oameni ai lumii se pregătesc pentru marele semn al fierii. Și mica grupă, poporul lui Dumnezeu, se pregătește pentru sigiliul lui Dumnezeu. Se întâmplă, dragii mei, ca adesea viclenia oamenilor pe pământul acesta caută să împiedice planurile lui Dumnezeu. Cei care clădesc de multe ori templul Domnului trebuie să clădească după modelul arătat pe munte, după asemănarea divină. Dumnezeu este dezonorat și Evanghelia pe care noi o predicăm este trădată. De ce este, dragul meu, trădată? Fiindcă noi, ca servi al lui Dumnezeu, de multe ori depinde de sfatul oamenilor și nu ne aflăm sub conducerea Duhului Sfânt. Fiindcă înțelepciunea noastră de multe ori ajunge să fie o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Cei care se vor sprijini pe ea se vor rătăci cu siguranță. Eu știu, dragii mei, că de multe ori părinții simt rușinea faptelor rele a unui copil care i-a dezonorat foarte mult. Dar ar putea cel greșit să rănească și să întristeze inima părinților pământești mai mult decât rănim noi, copiii lui Dumnezeu, inima Părintelui nostru Ceresc, care mi-a dat și mie și ție din dragostea Lui, care ne invită și ne-a invitat de fiecare dată să ne pocăim de păcatele noastre, de fără de legile noastre, ca El să ne poată ierta nelegiuirea noastră.
cum este dezonorat Dumnezeu prin aceste lucruri, cum este dezonorat Dumnezeu într-un cămin în care nu există o înțelegere adevărată. Adevărata înțelegere a ceea ce constituie disciplina familiilor, în care de multe ori copiii devin confuși în a înțelege disciplina și guvernarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dezonorat prin manifestarea firii, care este perversă, care exclude venerația noastră față de Dumnezeu și care ne determină ascultarea de sugestiile lui Satana și nu de Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu spune că păcatul comis de părinți, prin faptul că ei permit astfel lui Satana să aibă influență, depășește înțelegerea noastră și a copiilor noștri. Fiindcă nu există niciun motiv pentru care aceasta să nu fie cel mai interesant și mai plăcut exercițiu al vieții de familie și Dumnezeu este dezonorat când acest serviciu este făcut sec și plictisitor înaintea familiilor și înaintea copiilor noștri. Dumnezeu spune, dragii mei, că el a fost dezonorat când conducătorii bisericii, păstorii și oamenii, tații și mamele nu au în vedere vederi înalte cu privire la această chestiune ce se poate aștepta de la copiii fără experiență. Ei nu au nicio scuză pentru a opri de la aprobarea lor ajutorul pe care Dumnezeu i-a împuternicit să-i asigure. Dumnezeu este dezonorat, caracterul lui este interpretat greșit de Satana, iar el este reprezentat ca un judecător aspru care face să vină suferința asupra creaturilor făcute de el. Această interpretare a caracterului lui Dumnezeu este făcută să apară ca adevăr și de multe ori, în felul acesta, prin ispita vrăjmașului, inimile oamenilor sunt împietrite împotriva lui Dumnezeu. Satana l-a acuzat. Satana îl acuză pe Dumnezeu de tot răul pe care el însuși l-a făcut pe pământul acesta, de tot răul pe care el însuși i-a făcut pe oameni să-l comită prin rețirea mijloacelor de la cei suferinți. Fie ca Dumnezeu să nu ajungă dezonorat prin înjosirea omului în procesul de educare al lui, căci un om descurajat este o povară pentru el însuși. Dragul meu ascultător, consecințele pe care le dau cărțile sunt socotite de cea mai mare importanță, iar Dumnezeu este dezonorat. Mulți se ruinează din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, moral, prin predicarea peste măsură, prin dedicarea de peste măsură pentru studii, pentru pregătire, pentru această lume. Și mulți se înșală, mulți se înșală singuri și pentru această viață și pentru veșnicie, prin obiceiuri necumpătate în ce privește educația pe care și-o doresc. Se întâmplă ca de multe ori ei să-și piardă dorința de a învăța în școala lui Dumnezeu, în școala Domnului Iisus Hristos, acele lecții de blândețe, acele lecții de smerenie ale inimii, fiecare clipă care trece are urmări pentru veșnicie, fiindcă integritatea aceasta va fi rezultatul sigur al umblării pe cărarea neprihănirii. Dacă de la poporul nostru pornește recomandarea că lucrătorii noștri trebuie să caute succesul, dacă ei admit că este esențială educația pe care o dă lumea, noi spunem de fapt că această cunoștință a lumii de multe ori este superioară celei pe care o dă Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu este dezonorat. Copiii noștri sunt învățați că dacă vrei să ajungi predicator trebuie să ai o facultate, după ce ai o facultate trebuie să ai un doctorat, după ce ai un doctorat trebuie să ai un masterat. În felul acesta copiii noștri sunt învățați că trebuie să aducă medici, să facă facultăți de medicină și tot felul de lucruri. Punem, dragii mei, de fiecare dată această cunoștință a lumii într-o superioritate mai înaltă decât pe ceea ce o dă Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu este dezonorat. Dumnezeu cunoaște pe deplin credința, El cunoaște încrederea pe care noi, ca pretinși copii ai Săi, ca pretinși popor al Său,
le avem în providența lui Dumnezeu. Fiindcă lucrătorii noștri trebuie să aibă o cunoaștere de plină a vieții Domnului nostru Iisus Hristos și a modalității de lucru. Nu lucrurile pe care le dă oamenii, nu speranța și încrederea pe care o aduc oamenii. Nu că dacă nu ai o facultate nu poți să predici. Nu că dacă nu ai cutare nu poți să faci nimica. Nu că dacă nu ai cele mai înalte studii și performanțe pe pământul acesta, tu nu ești un om al lui Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu este dezonorat când cei angajați în lucrarea ce trebuie să pregătească un popor ca să treacă prin timpul de încercare, ce se află acum înaintea noastră, ce este gata să vină peste noi, îl părăsesc pentru a se conforma obiceiurilor lumii. Oamenii se conformează pe zi pe zi ce trece lumii. Bisericile se conformează zi pe zi ce trece lumii. Comunitățile fac lucruri. Am văzut zilele acestea cum vorbam și la școala de sabat și în alte ocazii. Ziua recunoștinței parcă e Halloween-ul. Ziua recunoștinței parcă este ziua aprozarelor, bazarelor, recoltei, legumiculturii și așa mai departe. Lucruri de spectacole și muzică, lucruri care îl ofențează pe Dumnezeu, lucruri care părăsim calea lui Dumnezeu și ne conformăm obiceiul lumii acesteia. Un astfel de om se află pe un teren periculos, spune Dumnezeu, fiindcă el a pierdut din vedere care este rolul unui adevărat slujitor în poporul lui Dumnezeu. În loc în aceste timpuri să se acționeze ca un sfătuitor înțelept, el își asumă prerogativele unui conducător sever. Conducătorii din timpul acestea sunt severi. De exemplu, ascultam zilele acestea o conversație și un comentariu în privința cinstirii și a cinstei pe care trebuie să o aibă un om, un conducător, un prezbiter, un diacon și așa mai departe. Și noi de multe ori murmurăm sau auzim murmure care spune: dar nu mă mai cinstește prin biserică, dar nu mă mai cinstesc membrii, nu mai avem respect de conducători, nu mai avem așa, conducătorii nu mai sunt respectați, celelalte lucruri nu mai sunt respectate. Și omul acesta spunea, dragii mei, cinstea nu se cere. Și cinstea se capătă prin efort, prin sacrificiu, prin predare de sine, prin jertfire de sine, prin slujirea altora. Cinstea vine de la sine dacă tu trăiești conform Sfintelor Scripturi. Și de multe ori se întâmplă că adevărații slujitori lui Dumnezeu au pierdut din vedere rolul unui adevărat slujitor al poporului Dumnezeu. În loc să acționeze ca sfătuitori, ei își asumă prerogativele unor conducători severi. Dumnezeu este dezonorat de asemenea manifestări, de asemenea autoritate și de asemenea înălțare de sine. Niciun om care se bazează pe forțele proprii n-ar trebui să fie conștiință, să fie rațiune pentru un alt om pe care Domnul îl folosește în lucrarea sa. Am auzit de multe ori, cineva spunea odată: frate Liviule, trebuie să predici asta pe la să-l dezmași, pe la să-l faci așa. Nimeni nu poate să fie conștiință pentru mine decât Dumnezeu. Frate, ce vrei să predici astăzi? Asta, asta și asta. Păi eu nu predic asta, eu predic asta și asta și asta. Nu poți să predici. Atunci nu voi predica, fiindcă eu predic ce îmi dă Dumnezeu, nu ce îmi spuneți voi. Frate, dar cine ți-a dat dreptul să predici lucrurile astea, 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 astea nu trebuie predicate, nu trebuie să se spună nimic, nu trebuie să se știe nimic. Nu poate să fie nimic în conștiință pentru mine și nici pentru tine. Și se întâmplă de multe ori că noi facem regulamente, le emitem reguli omenești pentru a stăpâni după punul plac al nostru peste colegii noștri, peste semenii noștri, peste colegii noștri care sunt slujitori, care au experiență vie în adevăr. De multe ori se întâmplă ca păstorii Evangheliei, ei ar putea să fie oameni puternici dacă ar privi întotdeauna la Domnul și dacă și-ar dedica timpul lor studierii caracterului vrednic de adorare a lui Dumnezeu.
Dacă ar face lucrul acesta, nu ar exista apostazii în rândul păstorilor, în rândul bisericilor, în rândul comunităților și niciunuia dintre ei nu se le trage acreditarea. Pentru că prin practicile sale imorale a făcut de rușine cauza lui Dumnezeu și l-a dezonat public pe Domnul Iisus Hristos. Dar se întâmplă de la un timp de vreme că nici în biserici, la fel ca în guvern, ca la fel în parlamente, în societatea aceasta, dacă cineva face ceva, este mânjit, este spălat, cocoloșit și până la urmă se găsește o scuză de curățire a omului acestuia, încât nu se ia nicio măsură sau este mutat în altă parte. Același lucru se întâmplă. Că păstorii nu li se mai trage acreditarea, slujitorii Dumnezeu nu li se mai trage acreditarea, alții sunt acoperiți, alții sunt mutați în altă parte, în alt district, alții sunt mutați din biserică la birou, ține o vreme, apoi îl mută din nou prin biserici și Dumnezeu este dezonorat public. Dumnezeu este dezonorat de orice astfel de manifestări a autorității și a înălțării de sine. Dumnezeu este dezonorat de cei care se declară urmași ai Domnului Iisus Hristos, dar care nu cunosc din experiență voința divină sau taina evlaviei lui Dumnezeu. Dumnezeu este dezonorat de cei care în timp ce mărturisesc adevărul sunt certați unii cu alții. Dumnezeu este dezonorat când patul căsătoriei nu este sfințit. Nu ar trebui oare în aceste timpuri să se facă schimbări decisive în această chestiune atât de importantă? N-ar trebui în aceste timpuri, ca să nu mai fi încertați unii cu alții, n-ar trebui ca paturile căsătoriei noastre să nu mai fie spurcate unii cu alții, cu altele, sau între noi, unii cu alții, în familie, tot felul de chestiuni care ar trebui rezolvate. De ce detronezi tu, dragul meu, pe Dumnezeu în aceste timpuri, alegând să fii stăpân pe lucrurile lui Dumnezeu, alegând să fii stăpânit de desfrâu, decât să fii părtaș de natură divină? Dumnezeu a fost dezonorat prin tot ceea ce ai făcut în această privință, iar adevărul său a fost încălcat în picioare de mine și de tine de multe ori. Când ai renunțat tu de multe ori la sabatul lui Dumnezeu pentru soția ta? Când ai renunțat tu de multe ori la lucrurile Dumnezeu și la poruncile Dumnezeu pentru soția ta? Când ai renunțat tu la lucrurile morale pentru soția ta? Sau soția a renunțat pentru soțul său? Ea sau el s-au bucurat că a obținut victoria unuia asupra altuia. Dar problema e, nu știu că satana s-a bucurat de toate aceste lucruri. Însă când a acceptat un bărbat sau o femeie care a vrut să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos, pe Domnul lui, pentru ea sau pentru el, ea sau el nu poate să-l privească și onora pe celălaltul ca soț sau soție de calitate, spune cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu este dezonorat. Poporul s-a ajuns de rușine în ochii națiunilor păgâne. Pedeapsa divină urmează să vină asupra mulțimilor exaltate și amețite în aceste timpuri. Bisericile sunt exaltate, mulțimile din biserici sunt amețite de vinul Babilonului, de muzica Babilonului, de învățăturile Babilonului, de toate lucrurile Babilonului în timpul acestea. Cu toate acestea, în mila sa, Dumnezeu ne oferă o posibilitate de a renunța cât mai repede posibil la păcatele noastre, la viața noastră, fiindcă Dumnezeu este dezonorat și pentru că poporul său în aceste timpuri a rupt legământul solemn pe care l-a încheiat între ei și Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că este slăvit, dar este foarte dezonorat, iar Duhul lui Dumnezeu este întristat. Satana exaltă, dragul meu. Exaltă aceste dezonorări pe care o aducem de multe ori, deoarece el știe că dacă poate să-i pună pe frați să se pândească unii pe alții prin biserici, să se pândească în lucrare de slujire, unii vor fi atât de descurajați încât își vor părăsi posturile lor. Aceasta nu este lucrarea Duhului Sfânt, ci este o putere satanică. Dumnezeu este foarte dezonorat când oamenii sunt așezați în poziția în care ar trebui să stea Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să dea în aceste timpuri un sfat infailibil. Omul nu are dreptul să facă lucrul acesta. Se întâmplă de multe ori faptul
că sunt acceptate hotărârile acestor oameni și li ce se cere de la mai mari depărtări să se întrunească în comitete, în acțiuni, în lucrări, în anumite hotărâri care trebuie să fie luate. Îl dezonorează pe Dumnezeu prin acest fapt. Dumnezeu spune că noi dovedim că punem niște oameni care nu au o inimă sfințită în locul în care ar trebui să stea doar Dumnezeu. Dragul meu, l-ai dezonorat pe Dumnezeu de multe ori prin aceste lucruri? L-ai dezonorat pe Dumnezeu prin hotărârile tale, prin viața ta, prin acțiunile tale? Ai nesfințit patul căsătoriei? Ai aprobat lucrurile omenirii? Ți-ai schimbat închinarea, atributele pe care Dumnezeu ți le-a dat? Te-ai așezat în locul lui? Ai pus un om în locul lui Dumnezeu? Te-ai gândit vreodată la aceste lucruri și la această influență diabolică și satanică care a pus stăpânire pe tine și pe viața ta? Te-ai gândit, dragul meu, la lucrul acesta? Întoarce-te la Dumnezeu. Pocăiește-te că timpul este gata. Cineva spunea odată, ești nebun, mă. Predici că vine Domnul și nu mai vine Domnul. Și Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că mulți se fac că nu știu. Că Dumnezeu va aduce la îndeplinire. Mulți cred că Domnul întârzie. Deci cred ei că Domnul întârzie. Dar Domnul va veni. Eu cred. Aștept cu dor nespus această venire a Domnului. Dar vreau să mă uit zi de zi, cum vă spuneam la început. Să văd că în viața mea sunt realizate acele momente pline de bucurie, că pe ziua respectivă n-am motive să-i cer iertare și mărturisire de păcate înainte de Dumnezeu și doar de mulțumire și de laudă și să văd că în viața mea, zi de zi, nu mai păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. E dorința mea, dragii mei. Toți suntem păcătoși, toți am greșit pe pământul acesta. Toți suntem cu vină înaintea Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem și să ne schimbăm viața cât încă se mai poate. Întoarce-te, dragul meu, la Dumnezeu. Predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să te cerceteze. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți schimbe viața. Să fii un alt om. Satana vrea ca să te depărteze de dragostea și de lucrarea și de puterea lui Dumnezeu, ca tu să nu mai ai parte niciodată de sigilul lui Dumnezeu și să primești semnul fiarei. Dumnezeu, Satana te va lăsa să te trezești când va fi prea târziu, dacă astăzi nu te trezești. Dacă asta nu te interesează, poți să dormi în lumea ta liniștit și să mergi în lumea ta după cum dorești. Dar trezirea aceea târzie va fi doar de plâns și amărăciune, nu de bucurie, nu de schimbare, nu de mântuire, nu de transformare. Eu mă voi opri în seara aceasta, dragul meu, și îți mulțumesc că ai fost cu mine și îți doresc o noapte binecuvântată.